Deschidem lista noastră de oameni degeaba cu o doamnă deputat. Și nu orice fel de deputat, ci deputat PPDD. Exact. Un exercițiu de dicție. Exact. Doamna Lilianu Ciobanu. Pardon, Liliana Ciobana. Liliana Ciobanu. S-a plâns pe atunci premierului Ponta cum că nu se mai fac, domnule, desene animate ca pe vremea noastră. Sau ceva de genul ăsta. N-am, nu se mai atent. Fac. Avea o treabă mai. Ceva. Da. Tanti Liliana, pun pariu că a vorbit în felul următor. Vă supun atenției o problemă extrem de îngrijorătoare apărută în ultimii ani în spațiul public românesc, respectiv violența desenelor animate și a altor emisiuni pentru copii, situație care preocupă în mod special pe părinți. În calitatea dumneavoastră de părinte, ar trebui să cunoașteți faptul că desenele animate nu mai sunt cele de pe vremuri. Frumoase, antrenante și amuzante, cu Tom și Jerry, Mickey Mouse sau Pluto, ci s-au transformat radical, dar din rău în tot mai rău. Așa mi-o imaginez eu pe tanti. În primul rând, doamna Ciobanu. Doamna Ciobanu, e de prost gust să-i pomenești lui Ponta de Mickey Mouse. Nu se face! Nu se face. Cum se face? E nu. A zis cineva ceva de Tom și Jerry? Nu, n-a zis. Cine să zică de Tom și Jerry? Era și culmea zică cineva de Tom dar și Jerry. Dar n-ai cum să zici de Tom și Jerry. Cum să zici de Tom și Jerry? În contextul. Oricine zice de Tom și Jerry. Să rămână, tanti Ciobanu, aveți dreptate. Desenele copilăriei noastre nu erau atât de violente precum sunt cele din ziua de astăzi. Liliana, hai să te țuc, ai dreptate. Desenele astea animate cu animale nu sunt numai violente, și mincinoase. Știai că dacă îți vâr degetele pe țeava puștii, cum fac ăia, nu îi explodează ăluilalt capul, pș, așa, că am încercat odată și... Asta e când ai ca șef de partid o caricatură cum e Dan Diaconescu, te interesează foarte mult desenele animate și alte subiecte la fel de importante. Da, de exemplu, de ce a crescut prețul la creta colorată? Exact. Ce sfaturi medicale a mai dat Dr. Alban? Unde pleacă soarele să se culce noaptea? Exact. De câte ori poți reîncărca o cariocă cu spirit? Și cu culori. Întrebări foarte bune pe care tanti Liliana le poate pune în calitate de deputat. Deși mai corect ar fi să le pună în timp ce stă întinsă pe canapeaua unui psiholog.